pași de 6 străzi pe care generic le-am numit preistoria Poteniei. De fapt, este vorba de expunerea, este vorba de realizarea unor butaforii și prezentarea către public a unor piese absolut remarcabile, unele dintre ele chiar unicat la nivel european, care se întâmplă o perioadă destul de mare, este vorba de paleolitic, neolitic și epoca comunală. Deci, practic, cam piese de acum 30.000 de ani, 35.000 de ani, până acum 3.500 de ani. O să, permisiunea noastră, o să fac o foarte scurtă prezentare a acestor stări. Este vorba de un, toată această expoziție, preistoria Oteniei, reprezintă un periplu în preistoria spațiului geografic denumit de Carpați, Dunăre și Olt, fiind prezentate într-un concept original, piața comunităților omenești, începând din paleolitic până în epoca bronzului. Expoziția, prin tematică și modul de expunere, își propune să provoace la dialog și interactivitate vizitatorii care vor avea de acum posibilitatea să admire binecunoscutul sau vestitul craniu de Homo sapiens, care are o vechime de aproximativ 30.000 de ani, până la cele mai bune, până la piese reprezentative din neolitic descoperite în Bacârcea, descoperite la în foarte multe localități din județul Doj, Cârna și multe altele. Mai multe date despre expoziție o să vă spunem și în momentul vizitării acestei an. Suntem deosebit de onorați a avea alături de noi la această importantă inaugurare, distinși reprezentanții ai autorității județene, Consiliul Județean Doj. Cu permisiunea noastră, o să-i dau cuvântul domnului Ion Grocasa, președintele Consiliului Județean Doj. Da, eu cred că pot să vorbesc pe microfon. Avem microfoanele la boxă. Aveți acolo, da? Bun, noi suntem aici să dăm acest semnal, suntem alături de oamenii din acest muzeu, că ne pasă de ceea ce s-a întâmplat aici și să sprijinim pe domnul manager general în acest demers pe care îl are și care vrea să construiască ceva altfel decât s-a construit și decât ceea ce a existat. Și acest lucru, cel puțin pentru istorie, că toți suntem la zona de istorie, a pornit de la ideea că după ce s-a investit circa 8 milioane de euro și chiar mai mult cu celelalte construcții în acest muzeu, era frumoasă clădirea pe din afară, erau frumoase și zidurile pe dinăuntru, dar lipsea sufletul, lipseau expozițiile de bază. Cum un muzeu de talia Muzeului Oltei, care este unul din primele 3-4 muzee ale României, avea o zestre de peste 160.000 de obiecte, ideea era că cum să reușim să punem în valoare cele mai valoroase din aceste obiecte, cum să putem din când în când chiar să le schimbăm în așa fel, încât cineva să nu spună am vizitat Muzeul Olteniei, nu mai mă duc niciodată. Toate muzeile și cultura în general a devenit interactivă în lume. Și am căutat să fim și noi în acest pas și în acest tren și să facem și noi acest lucru. L-am făcut prima dată cu parteu. Am făcut această butaforie în care am pornit de la un șantier arheologic și am ajuns undeva până la credința păgână și la credința creștină. Și am trecut prin toate etapele, de la daci, la romani, la povieșuiri, la celelalte. Și suntem acum în zona de preistorie. De fiecare dată când s-a făcut această butaforie, am căutat să punem în valoare ce avea mai bun. Tezaurile noastre cele mai bune, piesele noastre de rezistență, așa cum tot acest periplu va continua în lunile următoare și în săptămânile următoare,
partea de etaj, unde vom continua această istorie, ajungând sau pornind de la 1821 și de însemnat Tudor Vladimirescu pentru Craiova și pentru noi în această zonă, pentru Olteni, și ajungându-se până la Revoluție din 1989 și epoca comunistă, de care n-avem ce să-i facem, am trăit în ea, ne asumăm, va trebui să fie prezentă și ea acolo. Deci cineva care va vizita de acum înainte Muzeul Oltenii, chiar va avea o lecție deschisă de istorie. Trecând prin toate aceste etape, de la preistorie, de la culturile de cârnă, de pasărat, de tot ce a mai fost, pe acest teritoriu, ajungând acolo în ultima etapă a istoriei moderne. Deci, în primul rând, vreau să-i felicit pe cei care au gândit acest lucru. Noi am fost atenți la tot ce ne-au povestit ei, nu e meritul nostru, e numai meritul acestor oameni care lucrează aici, vă felicităm. Noi am fost cei care, în momentul în care a susținut foarte bine această idee, am pus cu banii și am pus. Și în momentul în care am pus banii, trebuie să știți că nu ne-a fost nici nou ușor, dar trebuie să-i luăm din altă parte și să-i punem aici la dumneavoastră și de câțiva ani buni, chiar investițiile din cultură, eu zic că aproape că sunt fără egal în România cu banii care s-au băgat în cultură și încă nu ne oprim, încă o să avem și în continuare, încă o să avem și pe bugetul anului viitor. Așa că vă felicităm, o să vizităm expoziția și o să mai vorbim acolo în continuare și pentru că tot am microfonul, mă invit și pe domnul vicepreședinte Cosmin Vasile să vă adreseze și domnia sa. Felicitări dumneavoastră. Pot să spun acum că în numele domnului director, eu rar văd, am